pe cei care intenționează să dețină, să comercializeze sau să consume, că este interzis acest lucru. Probleme au avut și televiziunile care au transmis de la fața locului, că turiștii nu prea erau duși la biserică. Și avertizează pe cei care intenționează să dețină, să comercializeze sau să consume, că este interzis acest lucru și că vor suporta rigorile legii. Nu e o veste foarte bună. Domnul, a fi fost vreun dealer supărat pe această relatare?